Aceasta este placa de dezvoltare Basic STEM 2. Cu ajutorul ei și cu ajutorul câtorva senzori, LED-uri și ventilatoare, voi controla temperatura, respectiv lumina din această incintă. Fiecare placă conține un chip Basic, memoria internă RAM și ROM, regulatorul de 5V, cât și un set de comenzi integrate pentru pinii de intrare-ieșire. Acest modul este cel mai popular deoarece are un spațiu de programare de 2 kg și 16 pini de intrare-ieșire. Are propriul său procesor, memorie și ceas. Acesta este PIC-ul 16F57 care îl folosește. Senzorul folosit pentru măsurarea intensității luminoase din cameră și oferirea unui răspuns în frecvență se numește TSL230RD. Acesta este produs de Taos. Eu n-am găsit varianta THT, adică TSL230R, și l-am folosit pe ăsta, apoi am pus un adaptor SOIC to THT și am prins niște pin ca să pot fixa în breadboard. Acesta convertește lumina căzută pe matricea de fotodiode în frecvență, transmițând răspunsul la microcontroller prin pinul 6, iar sensibilitatea poate fi setată prin pinul 1 și pinul 2. Pinul 1 este S0, pinul 2 S1. Pentru printarea pe PCB a traseelor am folosit metoda termică, cea clasică, cu fierul de călcat și foaia foto, bla. Iar pentru construirea acestei incinte la scară redusă am folosit o cutie de carton. Apoi am creat orificiile doar pentru sistemul de răcire, cât și pentru sistemul de încălzire, deoarece am vrut să păstrez un mediu închis. Pentru început vă voi arăta cum am creat foaia de Excel cu aplicația PLX DAC. Aceasta este simplu de creat, puteți să o faceți cum doriți dumneavoastră. Celulele desemnate pentru citire și scriere le setăm din codul sursă. De exemplu, aici, la senzorul de lumină, aici am setat celula de citire, iar aici e celula de scriere, unde băgăm noi date, iar aici este celula de citire. Bun. Celulele acestea vor funcționa doar dacă activăm un macro. Trebuie să bifăm asta. Ok, l-am activat. Ne apare fereastra aceasta. Ca să deschidem această fereastră, trebuie să închidem fereastra de debug din programare, care este această fereastră. Am setat un prag de lumină de 100, iar în funcție de acel prag, LED-urile mele se vor aprinde. Pornesc placa. Downloadăm codul în microcontroller. Prima oară trebuie să-i dăm disconnect de aici, ca să putem citi. Am scos cablul USB. Bun. Downloadăm codul, închidem fereastra de bug, apoi ne conectăm la aplicație. Am setat lumina la 50. Aceasta o voi seta la 100, pragul minim. Iar acum acopăr senzorul de lumină. După cum vedeți, când acopăr senzorul, intensitatea luminozității scade, iar LED-urile se vor aprinde. Acum îl voi acoperi de tot și se aprind toate LED-urile. Iar după ce depărtez mâna, ele se sting. Așa. Senzorul funcționează în următorul fel. Intensitatea luminoasă care cade pe el este convertită în frecvență, ieșirea frecvenței fiind direct proporțională cu intensitatea.
Aceasta va fi transmisă către microcontroller, iar ea va trimite datele la foaia Excel. Am setat 3 pini de ieșire pentru LED-uri, iar în funcție de comparația luminii de pe senzor și pragul setat de mine, se vor aprinde aceste LED-uri. Acum să trecem la partea de măsură și control a factorilor de mediu. Senzorul folosit pentru măsurarea temperaturii și a umidității relative se numește SHT-15. Acesta este produs de Sensirion. Are un element de detectare din polimer capacitiv pentru umiditate și unul de temperatură. Amândouă sunt încapsulate într-o capsulă fizică. Alimentarea senzorului am legat-o la VDD, adică 5V, ultimul pin la masă, adică VSS, iar linia de date la pinul 15 și clock-ul la pinul 13. Senzorul funcționează în următorul fel. El citește datele analogice pe care le convertește în date digitale datorită convertorului analog-digital pe care îl conține. Datele sunt transmise mai departe la microcontroller, apoi în foaia mea de Excel și afișate în celulele B6 și B7. Celula B5 este pentru control, aici putem introduce ce valoare vrem, iar în funcție de valoarea introdusă va porni ventilatorul de răcire sau cel de încălzire. În acest moment, temperatura citită este 26,3 grade. Dacă eu setez, de exemplu, 24 de grade, după ce apăsăm Enter, automat pornește ventilatorul de răcire. Temperatura va scădea, iar când va ajunge între 24 și 25 de grade, se va opri. Deci acum pe aici intră aer rece. Ca să nu mai pierd timpul și să aștept până la 24 de grade, până tot scade, voi seta o temperatură de 27 de grade, iar ventilatorul de încălzire va porni. Acesta bagă aer cald din cameră până când temperatura ajunge la 27. După cum vedeți, a pornit ventilatorul de încălzire. Acesta bagă aer cald în incintă. Cam asta a fost lucrarea întocmită de mine. Dacă aveți întrebări sau sugestii, puteți să lăsați un coment sau să mă contactați pe mail, pe care îl voi pune în descriere. Și nu uitați să dați like. Vă mulțumesc!